uite, face așa. Deseori sunt întrebată cum se poate să fie și copii tipici printre atâția copii cu nevoi speciale. Cum părinții lor acceptă lucrul ăsta? Nu este tipică, ele sunt tipice, el nu este. El nu este tipic, deci majoritatea sunt atipici. Da, nu-ți dai seama de... De pentru că toți sunt copii. Arta profesorului să poată să integreze, să poată să le explice celorlalți copii care este situația, dar nu în termenii are o boală, e bolnav, nu. Are mai multă nevoie de atenție acum, sau știu eu, copiii înțeleg și sunt foarte empatici. O să vorbim puțin despre ce înseamnă noapte. Luna și stele. Luna și stele, foarte bine, Andrei. Deci noaptea apare pe cer luna, da? Care este luna? Asta este soarele și asta este, spune, luna, 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 bravo! Povestea începe încă din anii studenției, când studentă fiind la Cairo, mergeam ca orice student să fac rost de bani și m-am dus să lucrez. Locul cel mai primitor pentru mine a fost o școală pentru copii cu nevoi speciale. A fost primul meu contact cu copiii speciali. Și am descoperit acolo că mi se potrivește foarte mult lucrul ăsta. Și iată că, venită în România, am avut propriul meu copil cu nevoi speciale. La momentul ăla chiar nu se știau foarte multe, nici la nivel medical, încă nu, medicii nu știau, cel mai mult îl tratau cu neurostimulatoare, lua spirulină, de exemplu, sau Gerovital. De-abia la 6 ani a fost o neuropsihiatră care m-a trimis să fac RMN. Și atunci s-a văzut clar pe RMN că avea leziuni cerebrale. Deci probabil că l-am născut, l-au lăsat acolo în pătuț, n-o fi fost aspirat corect, s-a sufocat și asta a fost. Adică, uite, o mică neatenție poate distruge viața nu numai a copilului, și a întregii familii, pentru că aceste lucruri aduc implicații și la nivelul familiei în general. Da, am pierdut timp important la momentul ăla, pentru că probabil dacă făceam kinetoterapie sau recuperare, chiar și în stadiu de sugari, era mult mai bine. E o suferință îngrozitoare pentru un părinte în situația asta. De la mersul pe stradă, de la mersul la cofetărie, de la mersul în parc, unde toată lumea se făcea distanță în jurul tău. Da? Toată lumea pleacă de acolo că e bolnav, pleacă de acolo că e bolnav. Ca părinte te simți răpus. Adică e un sentiment, uite, mi se face pielea de găină pentru că am trecut prin el și știu cum este. E groaznic. Și... Însă eu, pentru Cookie, am vrut să-l duc peste tot. Adică nu m-am lăsat, chiar cu riscul de a face mici trouble, să-i spunem, până la urmă l-au acceptat. Hai să începem! Cookie, 1, 2, 3 și... Era fascinat de muzică, îi plăcea muzica rock. În momentul în care a văzut că face și el ceva extraordinar, că lumea l-aplaudă, mamă, și la școală ca o rachetă, s-a dus în sus de nu venea să cred. Dar asta era, pentru că îi crescuse, începuse să-i crească stima de sine, începuse să se simtă că și el poate să facă ceva. Ce faci? Faci bine. Faci bine? Bravo, Nico! Bravo! El merge la școală, da? Andrei merge la școală, Nico mai ne mai însoțește un an. Nico, hai la mis, vino la mis.
Dusul la școală a fost o experiență traumatizantă pentru mine, pentru că la stat am încercat să-l duc, însă când am văzut că sunt 35 de copii într-o clasă, mi-am dat seama că e absolut ineficient și nu se va putea ocupa nimeni de el. Nu era voință. Se merge foarte mult pe ideea că de integrarea copiilor în clasele și în învățământul de masă. Da, este adevărat, ar fi ideal să se poată face, dar nu în orice condiții. În clase cu colective mai mici de copii. Am încercat să merg la o școală particulară. M-am dus, le-am spus care este situația. Ei au zis ok, nicio problemă. După două zile m-au chemat și mi-au spus nu putem să gestionăm situația, nu vrea să stea în bancă, nu vrea să facă nu știu mai ce. Și am zis ok. După această experiență, 2 ani de zile, n-am mai putut să-l duc la școală. Deci a făcut fobie școlară, n-am știut la momentul ăla că există așa ceva. Probabil că fie au râs de el, fie eu n-am fost cu el, dar intuiesc că s-a întâmplat ceva atât de rău încât să refuze. Efectiv, numai când auzea cuvântul școală, făcea niște crize atât de urâte, încât nu a fost chip să-l mai duc la școală 2 ani de zile. El a intrat pe la 8 ani jumătate la școală și atunci am decis să-l duc la o școală specială. El a mers la o școală pentru deficienți de vedere, simțindu-se ok într-un mediu confortabil, cu chisa schimba foarte mult. A învățat să scrie, a învățat să citească, deci s-a putut. Adică acolo erau oameni care au știut ce au de făcut cu Cookie. Ce faceți noaptea voi? Dormim. Dormim și cine vine pe la gen? Moș Crăciun? Nu, vine moșele pe la gen. Și vin zânele noaptea și ne spun povești. Că eu m-am gândit că Cookie are nevoie de foarte mulți prieteni în jurul lui să se dezvolte. Deci eu simțeam o acută nevoie de socializare pentru el. Era îngrozitor să stai singur. Și atunci m-am gândit că ar fi ideal să pot să deschid o grădiniță în care voi accepta, și ăsta a fost principiul de la început, orice tip de copil, de orice etnie, că are probleme, că orice fel, are diverse convingeri religioase, nu mă interesează să fac niciun fel de discriminare. Și așa am pornit. Și așa am pus să cânt. Da, însă rolul lui a fost foarte mare în viața mea. Știi cum e? Îi datorez asta lui Cookie și sper să pot să fac mai mult pentru copiii ăștia. Îmi doresc să fac și gimnaziu pentru ei, mi-ar plăcea să fac un ciclu complet și să facă și liceu sau școli profesionale, cumva să un copil care intră în Conil să poată urma un întreg parcurs educațional până când reușim să-l ducem să lucreze și să-l integrăm într-un atelier protejat sau în ceva. Nu mai visez să fac o școală de muzică în amintirea lui pentru copii cu nevoi speciale, în care niciun copil să nu plătească nimic. Astea sunt din proiectele și visele mele pe care sper să le reușesc să le facem.